În continuare, aș vrea să invităm în fața dumneavoastră pe Eugenia Moise Niculae. N-a mai fost de mult pe la noi și mulțumim că astăzi a ținut să fie alături de Maria Stănescu și de Postul 6 TV. Bună seara! Un microfon, da, Eugenia, m-a emoționat când te-am văzut. Bună seara, bine v-am găsit! Sigur că vreau da. Să vă spun că și pentru mine este o bucurie deosebit de mare să fiu alături de doamna Monica, de doamna Maria Stănescu și alături de această televiziune minunată. Și aș vrea, în primul rând, doamnei, să-i urez multă, multă sănătate, ani mulți frumoși de acum încolo și să bucure inimile tuturor oamenilor așa cum a făcut-o până acum. Vă dau un buchet de flori și vă urez sănătate. Mulțumesc, Eugenia. Trebuie să-i mulțumesc, Eugenie, sigur. Fiindcă ea, de o perioadă de timp, nu de foarte mult timp, nici cu ea, nu ne-am cunoscut, așa s-a întâmplat, dar acum cred că ne leagă o prietenie trainică, pentru că ea, la rândul ei, este un om deosebit, este o mamă bună, o soție bună și o voce minunată. Și eu îi mulțumesc pentru că toate fetele, toți soliștii care au venit, ai avut grijă și, bineînțeles, doamna Toni, să fie din toate zonele țării. Mă simt așa de bine lângă o moroșancă, lângă o moldoveancă. Într-adevăr, este un spectacol minunat. Eu așa mă simt. Este foarte bine. Eugenia Moise a adus un costum minunat din zona pe care o reprezintă, nu numai cântece autentice, cu un glas deosebit. Mulțumim că ai venit. Vă mulțumesc și eu din suflet. Și ție succes în activitatea didactică, pentru că am înțeles că formezi tinere talente. Da, așa este. Încerc să îi atrag către muzica populară și să-i învăț că trebuie să iubească muzica populară, să simtă lucrul acesta, pentru că muzica populară duce mai departe tradițiile țării noastre și tinerii, venind din urmă și păstrând și ducând mai departe folclorul nostru, noi vom dăinui, uite așa, mulți ani de acum încolo. Deci, dragi telespectatori, Eugenia Moise Niculae și apoi în continuare o veți reîntâlni pe Măriuca Verdeș din Maramureș. Să le ascultăm cu mult drag. Dragostele mele, leana, leana, ce le-am făcut păvălcele, leana neghi, în tinerețele mele. Gheorghe, cu dragoste și
plin de copilaș. Leana, Leana, de când ne duceam pe deale, Leana negi și-aduna mărgăritar. Leana, Leana, și la inimioara mea, Leana negi s-a cuibărit dragostea. Să ne amintim de tinerețe. Veți-o strop de
Tot ce-a fost frumos, cântecul și florile și banii. Omul de omenie, omul prietenos, mi-au făcut prieteni și dușmanii. Am iubit în viață tot ce-a fost frumos, cântecul și florile și banii. Omul de omenie, omul prietenos, mi-au făcut prieteni și dușmanii. Veți petreagă.